Am revenit în direct, o emisiune cu și despre scriitorul George Arion. După un preambul care a fost legat de viață și de realizări, ne întoarcem efectiv către prozatorul George Arion, un nume atât de important și de special în literatura română. Mi-amintesc că cu câțiva ani înainte de Revoluție, în 87, cred că un tânăr critic pe atunci, Tudorel Urian, spunea că nu există personaj care să fie mai cunoscut și mai acceptat în mentalul cititorilor din România, care să fie atât de bine receptat și de înțeles, cum este Andrei Mladin, personaj emblematic pentru integrala de proză Detectiv fără voie și nu numai. Aș putea spune, fără să fiu prea deștept în spusa mea, că era normal ca în personajele lui George Arion să se reverse mult din ceea ce înseamnă carieră de ziarist, ceea ce înseamnă om de bibliotecă, ceea ce înseamnă om pasionat de dezlegarea misterilor vieții. Mai cu seama asta se vede în penultimul, George Arion a scos recent un nou roman, dar cel care l-am citit eu până acum, cel mai recent, fusese Insula Cărților, în care, așa cum arată titlul, acolo chiar că e vorba de cărți și deci se leagă de ideea de bibliotecă, dar acolo e vorba de ciudățenia societății reale și a politicii. E vorba de mister, inclusiv acela legat de Revoluția din 89. Vom discuta despre toate acestea, așa că aș vrea să-i adresez o primă întrebare oaspetelui nostru drag. De ce v-ați dus către proză și mai cu seamă spre un anumit gen de proză, care în cărțile de specialitate și urăsc categorisirile literare, nu le suport niciodată, deși eu predau literatură. Vorbim de literatură de graniță, de frontieră, de nișă, literatură de gen, cum se cheamă chiar festivalul care îl facem noi acum la Iași. Adică acele părți colaterale, chipurile neînghițite de marea beletristică. Eu, într-o părțire care am făcut toată în glumă la curs, am preluat ceea ce au spus alții înaintea mea, nu e nici noutatea mea, că nu există decât două feluri de literaturi, bună și proastă. Celelalte sunt categorisiri inepte, ca să nu le spun alminter. Dar totuși, de ce proza și de ce proza de anumit gen? E o întrebare foarte dificilă. Aseară am încercat să răspund la ea în cadrul unei întâlniri cu studenții de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, dar probabil că n-am reușit să răspund cu adevărat la o întrebare la care, de fapt, nici nu prea m-am mai gândit în ultima vreme, pentru că o iau ca pe un dat, așa cum e respiratul sau cum e orice altceva firesc din viața noastră. Așa a fost să fie, să mă îndrept spre proză, și anume spre proză de factură polițistă. Și apropo de clasificarea dumneavoastră literatură bună și literatură proastă, mi-aduc aminte că în perioada interbelică a fost o oarecare dispută între literații vremii, unii fiind partizani ai genului polițist, alții respingându-l cu vehemență. Printre cei care respingeau cu, în cuvinte vitriolante, era Camil Petrescu, care era în primul rând agasat de succesul uriaș pe care l-avea Edgar Wallace. Îi răspund, se coaliza cu el Alexandru Filipide, care spunea că literatura aceasta e bună de astupat, e bună de astupat ceasurile de plictiseală, spunea. Dar bunul poet se contrazicea pe el însuși. Dacă ne aducem aminte, are două povestiri cu mult mister și care sunt în zona povestirilor detectivistice mai mult decât în altă direcție, și anume Floarea din prăpastie și Îmbrățișarea mortului. Două proze excelente care au însă un suport exact în literatura pe care o combătea.
Tot Filipides spunea ceva foarte interesant și a fost susținut de către mult, că românul, românii, nu ar avea apetență pentru realizarea de opere de tip poliții, de tip de suspans. Așa susținea Filipide. În tabăra cealaltă era un Mircea Eliade, era un Paul Zarifopol. Paul Zarifopol denumea literatura care cuprindea romane de dragoste, sociale, politice, religioase și, mă rog, și care nu erau bine realizate, le numea cu un termen generic literatură moluscoasă. Mi s-a părut formidabilă această imagine care arată că unele dintre lucrările de beletristică, deși se pretind a fi de ștaife, au acea înaintare de moluscă și care lasă o dâră ce nu-ți face plăcere să o vezi. Da, prin urmare, sunt păreri și păreri, dar în momentul de față, în România continuă să fie această dispută, însă pe alte meridiane, de pildă Raymond Chandler, în bibliotecile din California, nu este trecut la literatură cu detectivi criminali, este trecut la literatură alături de Faulkner, de Hemingway, și pe bună dreptate, nu e doar o reverență adusă unui mare romancier care a evocat Los Angeles cum puțin au făcut-o. Este și o constatare că făcută pe cu întemeiere că modul în care Chandler își prezintă personajele, în care prezintă ambianțele unde se mișcă aceștia, e făcută cu un talent extraordinar. Cea mai bună dovadă e faptul că dacă ai citit o carte de Chandler, peste câțiva ani simți nevoia să o recitești, deoarece stilul lui Chandler e fermecător. Ați spus deja câteva nume de mari autori, în primul rând de proză, nu obligatoriu, deși ei sunt cotați în romanul polițist. Ați mai putea spune alte nume de scriitori de acest gen de roman care nu obligatoriu să fie considerați modele sau altceva, dar cu care aveți afinități? Hemet, Dashiell Hemet, care a realizat acel roman Șoimul Maltez, celebru, celebru și datorită filmului care a fost a beneficiat de prezența lui Humphrey Bogart, cel mai frumos bărbat urât, cum îi se spunea. Da, în zilele noastre îl avem pe Lawrence Block, care îmi place foarte mult, un scriitor american, i-am luat și un interviu acestuia, un personaj, el însuși un personaj fabulos și care scrie în continuitatea lui Chandler. Sunt foarte mulți autori. Dar acei cunoscuți, mă iertați că v-am întrerupt, totuși lumea, sau cel puțin un anumit tipar de cititori, dacă ar spune de roman polițist, ei s-ar duce, așa cred eu că discut mult, cel puțin cu studenții, se duc obligatoriu spre două nume, culmea că eludându-le poate pe acestea care le-ați pomenit cu atâta plăcere, se duc de obicei spre Agatha Christie și spre George Simenon, numele care revin cel mai frecvent pe uzele. Nu cred că Simenon, ci Conan Doyle. Sau Conan Doyle, dar cred că și nu Simenon, tot din cauza filmului, pentru că Maigret a fost un personaj... Da, a fost extraordinar de Jean Gabin. A fost Jean Gabin, a fost unic aici. Evident. Vedeți, studenții noastre aduc în discuție pe aceștia, dar eu nu i-am adus în discuție. Pentru că toată stima față de realizările lor, dar
Hai să ne aducem aminte de Grigore Alexandrescu. Carol, veacul înaintează. S-a schimbat ceva în literatura de mysterian thriller, ca să o numesc așa. Personajele nu mai descălcesc doar enigme pe care le descălcesc ca și cum ar rezolva un careu de cuvinte crucișate. Personajele în romanele scandinavilor, despre care se face atâta caz cu Stieg Larsson, cu trilogia Mileniu, în romanele americanilor, în cele ale englezilor, P.D. James, nu mai vin acum alte nume, în romanele francezilor, se conturează o cu totul și cu totul atmosferă în cărțile lor. E vorba despre probleme ale detectivilor, ale victimelor, ale ucigașilor. Se pătrunde foarte mult în sufletele personajelor. Se fac sondaje foarte precise și foarte interesante. Înainte se trecea cu vederea și ambianța care era descrisă în câteva cuvinte și cum arăta un personaj și dacă îl frământa ceva. Despre Hercule Poirot știm foarte puțin, de fapt. Așa o chestie. Da. Știm că avea un comportament obsesiv-compulsiv în sensul că nu suporta dezordinea din jurul lui și le aranja obiectele așa cum credea el de cuvință. Nu suporta, culmea, deși detectiv, nu suporta să vadă cadavre și trimitea pe alții să îi raporteze ce... pe Hastings. Da. Dar în rest, dacă avea trăiri suflete, nu se... Agatha Christie nu spune, nu amintește despre aceste frământări, dacă le avea. Și din pricina asta mi se pare un personaj sec, ca și Sherlock Holmes, care avea alte povești, măcar acela a consumat droguri. Da, asta îl făcea om. Da. Asta îl făcea om. Și era destul de interiorizat din acest punct de vedere. Ceilalți, acum m-ați luminat și pe mine, dacă în punctul meu de vedere, ca o tablă de șah. Adică totul este atât de schematizat, încât nu interesează ce se întâmplă cu piesa de șah, doar că se plimbă. În 22, un scriitor la modă în momentul acela, Van Dyn, a și publicat un set de 22 de reguli pe care trebuia să le respecte orice autor de romane polițiste. Ei bine, în clipa în care ai reguli de respectat, ceva nu e în regulă. Ca să zic așa, e ca și la Boileau, în clipa în care știi că pentru tragedie trebuie unitatea de timp, de loc, de acțiune și nu cumva să greșești să le combine altfel, înseamnă că genul respectiv a ajuns într-o fundătură și a fost meritul americanilor că l-au scos din fundătura asta. Iar Chandler îi atribuie lui Hammett acest merit și are o frază superbă, celebră. Hammett a scos crima din vazele venețiene și i-a dat drumul pe ulițele sordide. Adică, odată cu Hammett și odată cu americanii, a pătruns viața așa cum e ea în... Cred că l-a parafrazat pe un îl cheamă Rohde, da? Erwin Rohde, un teoretician al romanului în general, el a spus o chestie asemănătoare, dar înaintea
lui, cu siguranță, că a spus cam așa, că romanul, el se referă la romanul antic, romanul începe în momentul în care zeii rămân unde rămân și acțiunea coboară pe uliță. Deci îi păstrăm proporțiile... Da, nu știu, cel avea o cultură deosebită. Siguranță nu i-a scăpat chestia aceasta. Dar aș vrea să vă aduc la Andrei Mladin, mă iertați. Da. A spus despre personajele mai mult sau mai puțin schematice, în care pentru că romanele respective sunt mai degrabă fixate pe mister, pe ideea de a-l lămuri și de a căuta eșapodajul logic, cum ajunge acolo. Exact. Cum este Andrei Mladin? Cine este? Ce este? De ce este așa de complicat, de complex și de seducător, până la urmă? Andrei Mladin este un jurnalist care se confruntă cu diverse situații limită, are în calea lui diverse obstacole și el trebuie să își apere chiar și viața în anumite momente, deoarece trece prin momente deosebit de dificile. Este, v-ați spus, un jurnal, adică vă spun dumneavoastră că l-ați citit și îl cunoașteți mai bine ca mine, dar este șarmant, este cu mult haz, îi place să citească foarte mult și nu e întâmplător faptul că primul roman în care apare se numește Atac în bibliotecă. Iar în Agatha Christie are un roman Cadavru în bibliotecă și unii spun ai preluat titlul. Nu e așa. În, la Agatha Christie titlul respectiv e absolut decorativ. Biblioteca nu joacă niciun... E doar un spațiu în care... Nu este spațiu de să desfășoară acțiunea. Din cace la mine este vorba chiar de o agresiune în bibliotecă și e implicit un mesaj referitor la agresiunea împotriva culturii. Faptul că se petrec crime în acest spațiu și că un jurnalist este învinovățit că el le-ar comite. Și revenind la personajul acesta, a căpătat foarte... a căpătat viață deoarece m-am transpus pe mine în pielea lui și din pricina asta a devenit un personaj credibil și un personaj care i-a cucerit pe mulți. Veți mai porni romane noi cu acest personaj? Sigur că da, și după 90 am publicat un roman, Fortăreața nebunilor, care îl are ca protagonist pe Andrei Mladin și curând va mai apărea într-un roman, astfel încât numărul prozelor care îl au ca protagonist pe Andrei Mladin se va... Ați pomenit cuvântul magic, bibliotecă. Eu ajung și mai departe cultură în sens larg, cu câteva sute de ani în urmă, o chestiune celebră, Bătălia Cărților, se întindea în Europa plecând din Anglia. Dumneavoastră aveți un roman, Insula Cărților, aveți un nou roman acum despre care o să vă rog în final să spuneți câteva vorbe despre Însoțitorul lui Iisus, dar ideea de bibliotecă, de agresiune cumplită a larvarului social, politic, asupra ceea ce este nobil și este cultură. Cum o vedeți dumneavoastră în cărțile voastre, care deja se desprind, simt eu, de poliție? Da. În Insula Cărților, o carte, un roman la care țin foarte mult, am ca protagonist un bibliotecar, acesta într-o plimbare prin București, constată, observă numeroase elemente care îi certifică ideea de degradare a interesului pentru carte, pentru cultură în general. Și cea mai... De pildă, vede librării în care nu pătrunde nimeni și volumele sunt acoperite de praf, deoarece nu le cumpără nimeni. Vede literați care își așteaptă cititorii zadarnic, vede anticariate care se închid
care dau faliment, dar la un moment dat observă ceva cutremurător, acea bătaie de, cu cărți pe care o organizează niște tineri în piața universității. Este momentul, unul dintre momentele cele mai tensionate din romanul meu, la care protagonistul, eroul meu, asistă pur și simplu îngrozit. Vreau să cred că protagonistul acesta până la urmă găsește resurse în el. El devine un soi de detectiv și descoperă o crimă într-o ambianță în care se va afla după scena aceea teribilă pe care a văzut-o în piața universității, și vreau să cred că totuși cartea va continua să aibă un destin important în lumea noastră, indiferent dacă vor fi cărți în format electronic sau ca acestea pe care ne-am obișnuit. Mare părere de rău, vă spun că mai avem doar câteva minute. În aceste, și vreau un pare, poate mai ne întâlnim o dată. În aceste câteva minute v-aș ruga să spuneți ceva despre noua, sau relativ noua editură care e Mighiar, da. Așa? Și despre cel mai recent roman. În urmă cu 2 ani și jumătate, eu și colegii mei, printre care se află și Alexandru Arion, nepotul meu și directorul editurii Crimes in Press, am înființat această editură care deja a ajuns să fie cunoscută în spațiul românesc. Și așa cum sună sloganul nostru, este Casa Romanului Polițist. Este o editură consacrată exclusiv în publicarea de cărți polițiste, cărți polițiste ale clasicilor sau ale contemporanilor, ale românilor sau ale străinilor. Și de curând, pentru târgul Gaudeamus, am editat acest Însoțitor al lui Isus, un roman la care, ca întotdeauna când e vorba de ultimul născut, ții cel mai mult la el. E vorba despre o poveste compusă, o poveste în care se adună mai multe povești. E vorba și despre atentate teroriste, e vorba și despre experimente, cum să zic, mărșave, și despre îmbolnăvirea unora dintre semenii noștri datorită stresului la care sunt supuși. Deci, Însoțitorul lui Iisus, o editură atât de specială, în sensul că e o casă a romanului polițist, un scriitor realmente fermecător cu care am stat de vorbă pe parcursul acestei emisiuni. Vă întreb așa ceva de cancan mai degrabă. De cancan literar, desigur. Am discutat despre nume mari din romanul polițist sau polițierul universal. Dar în spațiul românesc ați putea agrea pe cineva? Eu să știți că sunt cititor de roman polițist, sau am fost mai degrabă, deci știu nume multe. Vreau să văd George Arion ce spune din Ureșenesc. Din toată istoria romanului polițist? Românesc. Nu, dar din toată istoria. Da. Nu de azi, că azi... Da. O să încep chiar cu Ime Bujoreanu, care este socotit fel de întemeitor. Părintele întemeitor al romanului polițist românesc. Misterii din București este o carte care a avut neșansa să apară odată cu Ciocoi Vechi și Noi. Da. Despre Misterii din București... Încercați nu... într-un minut să vă rezumați, că din păcate timpul ne omoară. Așa. Aș mai aminti pe Matei Caragiale, cea mai, nu, nu mai,
vreau să, de fapt, să le amintesc întâi pe Victor Efimiu, cea mai minunată parodie a romanului polițist pe care am citit-o vreodată. A apărut în 30, la noi roman polițist nu exista, el a parodiat romanul american. Am amintit de Matei Caragiale. Are bruioane de proze polițiste, da, care, din păcate, nu s-au terminat. Sunt excelente. Baltagu poate fi citit și în registru. Așa. Hai să trec repede la câțiva contemporani. 30 secunde, vă rog. Așa, pentru ca să nu să zic printre cei pe care îi apreciez, Eugen Ovidiu Chirovici, pe Bogdan Hrib, pe Lucia Verona, pe Oana Stoica Muja, pe Stelian Țurlea și Vete Morogan. Sunt câteva nume care încep să facă un front comun și să impună romanul polițist românesc. Domnule George Arion, a fost realmente o plăcere pentru mine să stau cu dumneavoastră această oră. Vă mulțumesc și în numele celor care v-au urmărit și vă așteptăm și la alte emisiuni. Și mult succes în tot ce faceți. Vă mulțumesc din suflet.